În Timiș, de la începerea procesului electoral, structurile Ministerului Afacerilor Interne au menținut climatul normal de siguranță și ordine publică și nu au fost înregistrate situații grave care să afecteze procesul electoral. Până la ora 17 au mai fost semnalate încă 5 incidente legătură cu procesul electoral, dintre care trei posibile infracțiuni privitoare la coruperea alegătorilor și buletin de vot preștampilat și două sancțiuni contravenționale, un avertisment și o amendă în cuantum de 1000 de lei pentru continuarea propagandei electorale în spațiul public și fotografierea buletinului de vot în timpul exercitării dreptului la vot. În localitatea Pișchia, o persoană ar fi oferit sume de bani cetățenilor în vederea influențării votului. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de corupere alegătorilor. În localitatea Iecea Mare a avut loc o discuție pe rețelele de socializare între două persoane în vederea oferirii unor sume de bani pentru acordarea votului unui anumit candidat. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de corupere alegătorilor. Angajații ei au intervenit operativ în cazul fiecarei sesizări luând măsurile prevăzute de lege atunci când a fost cazul. În total au fost aplicate șase sancțiuni contravenționale și întocmite opt dosare penale.